Vă salut, abonați și urmăritorii canalului meu de YouTube. De data asta vă arăt cum să transferați date sau un anumit fișier de pe calculator sau laptop pe telefon. De exemplu, dacă vrei un anumit ringtone, da? Ai tu o anumită piesă, da? O melodie care îți place foarte mult și vrei ca să îl pui la ringtone-ul tău, ca să sune telefonul cum îți place ție. Bun. Conectăm cu cablu de date telefonul, da. Cablu de date e de la cel încărcător. Îl conectăm la un port USB de pe laptop sau PC, la mine pe PC, dar vă arăt la cei care aveți Windows 11, dar și la Windows 10 este la fel. Conectez. Așa. Vedeți acolo sus pe ecran unde o să vă arate se încarcă dispozitivul, pentru că acest încărcător îl conectez cu portul roșu, dacă vă uitați la portul USB, dacă e roșu are și această funcție de a încărca telefonul. Bun. Acolo unde scrie se încarcă, dați click pe el și vedeți că iese o pagină unde scrie folosește conexiunea USB pentru și tu trebuie să dai click pe transfer de fișiere, da? Click pe transfer de fișiere. Ok, am dat click acum, deschid pe acest computer, vedeți, eu am un Xiaomi 11T, acesta este telefonul meu, memoria internă, da? Și aici eu pot salva. De exemplu, aici în DCIM pot să salvez unde este la cameră. De exemplu, aici la cameră pot să introduc aici alte poze sau filmulețe. Da? Și cum faceți, de exemplu, acest lucru? Aici în stânga aveți voi calculatorul vostru. De exemplu, eu am partiția de ea, am aici niște date. Da? Și vreau, nu știu, de exemplu, un fișier, nu știu... da, să vă... De exemplu, poze YouTube, da? Și vreau pozele astea să le transfer pe telefon. Le iau frumos, ori pe toate, ori pe rând, click dreapta pe el. Poate nu vrei toate fișierele, doar una sau două. În Windows 11, dacă nu-ți apare aici copiere, dai aici afișați mai multe opțiuni. Click pe acesta și aici, vedeți, vă dă exact ca la Windows 10. Dați click copiere. După care mergeți aici în stânga, iarăși unde vă scrie telefonul, da? Clic pe acesta, mergeți la memoria internă, DCIM, da? Pentru că este o poză, aici la cameră, aici dați clic dreapta, da? Și aici iarăși afișați mai mult, așa cere Windows ăsta 11, până o să vă învățați un pic. Așa și aici lipire. Și vedeți, mi-a apărut poza mea, da? De profil, de peste tot, da? Deci, așa transferați voi, de exemplu, fișierul, un fișier, da? Un fișier de ăsta tip JPG, o poză, ca să înțelegeți. Așa puteți face și cu un filmuleț. Aveți voi un filmuleț pe telefon, ați filmat ceva, mergeți frumos acolo unde îl aveți în telefon, da? Mergeți la memoria internă sau nu știu ce și aveți nu, în calculator și vreți îl vezi pe telefon, că de data asta eu vă arăt cum transferați de pe PC, laptop, pe telefon, da? Mergeți acolo, click, mergeți pe telefon, memoria internă și dați aici pe DCIM și aici la cameră. Și pur și simplu aici undeva click dreapta, afișați mai mult și lipire. Și lăsați să se descarce. Bun. Asta una. Dacă vreți, de exemplu, o melodie, un ringtone, da? Pentru că asta vreau, mergeți iarăși în calculatorul vostru, să văd eu unde am muzica aici. Și vreau și eu o piesă, da? Vreau, nu știu, o anumită piesă veche ca să-mi sune mie telefonul cu piesa aia. Hai să văd să se încarce. Așa și vreau, nu știu, Sandra, da?
vrea o piesă cu Sandra. Da? Dau click dreapta. Mergem iarăși aici la mai multe opțiuni. Asta doar la Windows 11. E la Windows 10, îți dă direct așa. Dați click pe copiere. Deci eu vreau această poză în telefon. Această piesă în telefon. Acest fișier. Așa? Mă duc înapoi aici sus, în dreapta, la telefonul meu, memorie internă, și mă duc aici la ringtone. Da? Ca să-l pun, să-l pot seta automat din ringtones, adică de la sunete, tonuri de sunete, direct să-mi pot seta. Da? Dublu click. Eu am aici una salvat, așa sună mie cu piesa asta telefonul. Click dreapta aici. Iarăși mai multe opțiuni, lipire, și mi-a apărut Sandra aici, da? Acum pot să pun ca ringtone și ringtone această piesă cu Sandra. Voi, bineînțeles, alegeți ce piesă doriți voi de pe calculatorul vostru pe pe telefonul vostru, da? Bun, să vă uitați și la clipul cum faceți invers, am făcut un clip cum transferați de pe telefon pe calculator, da? A făcut una după alta, deci să vă uitați că o să fie una după alta aceste două clipuri. Bun, de exemplu, iarăși vreți la download, puteți să transferați și aici la download, da? Vedeți, eu am o grămadă de fișiere pe aici, una alta, ce am mai cumpărat, mi-au trimis facturi de aștia online, și așa mai departe, puteți să transferați și aici la download, dacă doriți. Clic pe el, clic dreapta aici, mai multe opțiuni și lipire. Și, de exemplu, piesa asta, uitați, mi-o salvat-o și aici în download. Da? În două părți, de exemplu. L-am și aici, vedeți, ăsta, l-am și aici. E o chestie foarte simplă și foarte bună. Pentru că mulți m-ați întrebat, mă, cum descarc eu o anumită piesă ca să pun, să-mi sune telefonul, da? Cu piesa aia. Și uitați, v-am arătat. Mergeți, conectați prima dată telefonul vostru, mergeți voi la muzica voastră, alegeți exact piesa voastră, da? Da? Alege, nu știu, ăsta, de exemplu, clic dreapta, în Windows 11, da, și în Windows 10 aceeași chestie e, dați clic pe copiere, pentru că trebuie să-l copiați de pe calculatorul vostru și să-l atașați pe PC-ul vostru, pe telefonul vostru. Da? Mergeți acum pe telefonul vostru, eu cum am Xiaomi, îl deschideți memoria internă, mergeți aici la ringtone, clic dreapta, mai multe opțiuni, lipire. Și acum am și Alex de la Orăștie, nu știu, piesa asta, da? Eu vă dau doar un exemplu. Bun, cam asta e. Așa puteți face și voi cu fișierele voastre. Aveți fișiere, documente, factori, nu știu ce. Vedeți unde l-aveți pe laptop, pe calculator, descărcate. Dacă aveți aici la descărcări în PC, mergeți aici frumos la descărcări. Eu n-am nimic descărcate. Luați iarăși cu copii. Copii, mergeți pe telefon, îl băgați, nu știu, la download. Și sau la documente, vedeți unde vreți voi, băgați-l, da? Documente, unde vreți voi, dar să intrați pe telefon și să știți unde să-l găsiți, da? În ce fișier, în ce dosar o să găsiți acel fișier, da? Deschideți download-ul, clic dreapta, mai multe opțiuni și lipire. Și o să vă apară aici acel document pe care l-a salvat. Bun, cam atât, prieteni, sper să vă fie de folos și acest clip, ca și clipul dinainte, cum faceți invers, adică cum salvați date de pe telefon, pe calculator sau laptop. Bine, vă salut și ne auzim la alte tutoriale.